Salutare tuturor! Astăzi o am alături de mine pe Alexandra Trifan, capitanul echipei noastre și una din principalele marcatoare ale ultimilor ediții de campionat. Bună, Alexandra! Bună, Gabi! Alexandra, știu că ești originară din Tulcea și că primul sport pe care l-ai practicat a fost atletismul. Cum ai ajuns la handbal? Da, după 6 luni de atletism, profesoara mea, Gabriela Gheorghe, mi-a propus să vin la handbal și mă bucur din suflet că am ales să fac acest sport. Junioară fiind, ce planuri aveai la vârsta aceea? Îmi doream să mă antrenez cât mai bine, să devin o jucătoare valoroasă. În cei 5 ani petrecuți la Rapid, ai dat dovadă de ambiție, sacrificiu și devotament, calități care ți-au adus și banderola de capitan. Cum gestionezi această presiune de pe umerii tăi la fiecare meci? Încerc să transmit echipei cea mai bună energie pentru a ne bucura la finalul fiecărui meci de munca noastră. Galeria Rapidului este unică. Cât de mult v-a ajutat acest suporteri minunați? Împreună cu ei suntem mai puternici și acasă și în deplasare. Alexandra, vei avea resursele necesare sezonul viitor pentru a atrage echipa în continuare după tine? Da, Gabi, atât eu cât și fetele suntem hotărâte să jucăm cel mai frumos handbal sezonul viitor. Ce-ți spui la finalul unui meci mai puțin reușit? Întâi îmi fac o autoanaliză și încerc să nu mai repet greșelile pe care le-am făcut. Ești superstițioasă de fel? Nu sunt superstițioasă, mai degrabă norocoasă. Am avut parte de multe lucruri frumoase în viața mea. Ești ușor de reperat pe teren datorită tatuajelor tale. La care ții cel mai mult? Cele legate de nașterea fiului meu sunt pe primul loc. Știu că îți place să mergi la sala de fitness. Cât de importantă este forța fizică în handbal? Este foarte important pentru mine să merg la sala de forță pentru a mă pregăti cât mai bine pentru meciuri. Cum reușești să împarți viața de mămică cu cea de sportivă? De multe ori îmi este greu, dar satisfacțiile sunt enorme, iar acest lucru îmi dă putere în fiecare zi. Alexandra, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și îți doresc mult succes în continuare. Mulțumesc, Gabi, plăcerea a fost de partea mea.